Bine, v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Academia de Sănătate. Emisiunea de astăzi este dedicată unuia din marile spitale ale României, tocmai pentru a sublinia faptul că, în ciuda condițiilor dificile, aceste unități medicale lucrează în folosul cetățenilor. Este vorba de Institutul Clinic Fundeni. Desigur, nu fac un secret, eu însumi lucrez în acest institut de aproape 43 de ani. De curând, managerul spitalului, doamna profesor dr. Anca Coliță, cu care avem plăcerea să discutăm astăzi, și directorul medical, doamna profesor dr. Alina Tănase, au primit înalte decorații ale statului român cu prilejul zilei de 1 decembrie, ceea ce subliniază tocmai meritele spitalului Fundeni în asigurarea asistenței medicale în România. Înainte de a începe discuția cu doamna profesor, am să îmi permit un scurt parcurs istoric al acestui spital, înființat la sfârșitul anului 1959 de către profesorul Voina Marinescu, pe atunci ministru al Sănătății și chirurg cardiovascular, devenit leagănul chirurgiei cardiovasculare din România, care, iată, astăzi are un institut pe platforma Fundeni, Institutul CC Iliescu, dar dezvoltând și alte domenii datorită unor corifei, a spune, ai medicinei românești din toate timpurile, dezvoltând chirurgia generală cu profesorul Dan Setlacek, dezvoltând urologia cu profesorul Gheorghe Olănescu, dezvoltând pediatria cu profesorul Nicolau și apoi cu profesorul Goldiș, dezvoltând hematologia cu profesorul Ștefan Berceanu. Această clădire inițială, unde a început institutul, s-a adăugat o a doua clădire, acolo care găzduiește astăzi Institutul de Boli Cardiovasculare, Clinica de Hematologie, Clinica de Gastroenterologie. S-a mai adăugat o clădire de dimensiuni mai mici, dar importante, dedicată cercetării. În sfârșit, tot pe platforma Fundeni a apărut și Institutul Oncologic București, așa încât aș spune că aici se conturează un mic orășel medical care își propune să lupte împreună, deci specialiștii din aceste institute colaborează foarte bine între ei pentru asigurarea sănătății populației. Și de aici încolo am să o rog pe doamna profesor Anca Coliță, care a organizat și sesiunea științifică anuală a Institutului Clinic Fundeni, și în care se analizează, ca de obicei, ultimele noutăți introduse în cursul anului respectiv, în cazul de față anul 2022, în Institutul Clinic Fundeni, să ne vorbească puțin despre activitatea actuală a acestui spital. Aș vrea să nu închei reamintind, legat de parcursul istoric, modul foarte frumos în care a deschis acest spital doctorița Dora Petrilă. Aș putea să o denumesc istoric oficial al Institutului Clinic Fundeni, într-o carte care se cheamă Spitalul Fundeni, Istorie și Destine. Doamna profesor, mai întâi aș vrea să vă salut, să vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și să vă rog să ne spuneți cum priviți distincția pe care ați primit-o, dumneavoastră și doamna profesor Tănase, și noutățile pe care le vor prezenta membrii Institutului Clinic Fundeni la apropiata sesiune științifică. Bună dimineața, domnule profesor, și sunt onorată de invitația pe care mi-ați făcut-o de a fi împreună cu dumneavoastră în această dimineață. Să încercăm să discutăm despre Institutul Clinic Fundeni. Știm foarte bine, noastră sunteți reprezentați una din personalitățile cele mai importante din Institutul Clinic Fundeni și faptul că dumneavoastră încercați să aduceți tot timpul în prim plan acest institut este o dovadă extraordinară de fidelitate pentru tot ceea ce înseamnă medicina din Fundeni. Da, cum ați spus, am fost onorate, în special doamna profesor Tănase și cu mine ieri, când am primit această distincție din partea președintelui Iohannis și, evident, toate distincțiile personal cred că nu sunt adresate unor oameni, sunt de fapt recunoașterea muncii unor echipe, pentru că niciunul dintre noi nu ar putea face decât foarte puțin dacă ar lucra singur, însă în echipă, puterea echipei și cred că ăsta este modelul pe care Institutul Clinic Fundeni a încercat în acești 40 de ani de existență să-l impună în medicina românească. A fost exact munca în echipă și o cooperare extraordinară între diversele specialități, în dorința și speranța de a reuși să învingem bolile foarte grave cu care se confruntă pacienții noștri și, evident, noi.
Evident, suntem onorate de această distinție. Reprezintă însă, să spunem așa, o încununare a activității unor echipe. Și probabil lucrul care a contat cel mai mult în acordarea acestor distinții, din punctul meu de vedere, este reușita implementării terapiilor personalizate CAR-T anul acesta în Institutul Clinic Fundeni. După cum știți foarte bine, Institutul Fundeni este prima și singura unitate medicală din România care a reușit să implementeze acest program care va da șanse multor pacienți și sunt convinsă că în următorii ani multe centre medicale din România vor deschide laboratoare și vor deschide căile spre aceste noi terapii personalizate în cancer, care evident la început sunt adresate pacienților hematologici, mai mult pacienți hematologici atât copii cât și adulți. Dar studiile cu acest tip de terapie țintită, personalizată, au luat o amploare extraordinară pe plan mondial, astfel încât pentru foarte multe tumori solide deja există abordări de acest tip, lucru care este cumva firesc, pentru că noi știm cu toții că chimioterapia, deși s-a dovedit de-a lungul anilor a fi extrem de eficientă, radioterapia, chirurgia, transplantul de cele stem hematopoietice, transplantul hepatic, transplantul renal, toate aceste proceduri au crescut foarte mult șansele de supraviețuire ale pacienților, dar totuși există forme refractare pentru care aceste metode clasice se dovedesc ineficiente, sunt extrem de toxice, pacienții practic nu le mai pot tolera datorită cumulării unor linii terapeutice anterioare, nu puține la număr de cele mai multe ori, astfel încât această abordare care încearcă să țintească celula tumorală este una care pare logică în acest context și deși terapiile acestea sunt încă foarte la început, încă nu este foarte bine clarificat poziția acestui tip de tratament în managementul complex al unui pacient cu cancer, totuși, evidențele arată că rezultatele sunt încurajatoare și pentru unii pacienți, probabil că nu pentru toți, dar pentru unii pacienți, aceste terapii vor însemna o șansă la viață. Și noi suntem foarte mândre de faptul că în Institutul Clinic Fundeni a fost posibilă deschiderea acestui program. Cumva era de așteptat și era logic ca lucrul acesta să se întâmple în Institutul Clinic Fundeni, pentru că, după cum dumneavoastră bine ați amintit, în acest institut, de peste 20 de ani deja, funcționează programul de transplant medular atât la pacienții adulți cât și la pacienții copii, program care pe vremea respectivă a fost deschis din nou printr-un efect conjugat al echipelor medicale de la adulți și de la copii. Profesorul Coliță și profesorul Arion au luptat extraordinar pentru a deschide acest program, iar bazele acestui program au permis ca în momentul acesta noi să grefăm, să spunem, această nouă terapie, terapia CAR-T, pentru că laboratoarele și oamenii din Institutul Clinic Fundeni aveau pregătirea și expertiza necesară și curajul, aș putea să spun, de a introduce o nouă terapie, pentru că întotdeauna când faci un prim pas, este nevoie și de foarte mult curaj, pentru că știm cu toții, niciodată primul pas nu este ușor și este pasul care este cel mai urmărit. Din fericire pentru noi, primii pași au fost realizați cu succes, adică primii pacienți care au primit acest tip de terapii au tolerat bine tratamentul și spun au tolerat bine tratamentul pentru că știți foarte bine efectele secundare ale imunoterapiei sunt complet diferite de cele pe care noi le observăm în terapiile clasice, să spunem, chimioterapie, radioterapie, complicațiile post-intervenții chirurgicale și așa mai departe. Acest război imun care este indus de administrarea acestor medicamente, le spunem medicamente, deși sunt niște celule modificate genetic, care au capacitatea de a acționa strict asupra țintei, produc efecte imune extraordinare care pot fi la unii pacienți extrem de grave și chiar amenințătoare de viață. Așa s-a și întâmplat în cazul primului pacient pediatric, care însă a avut șansa de a fi acceptat într-o terapie
cum este cea condusă de doamna profesor Tomescu în Institutul Clinic Funden Terapie, dotată la standarde, aș îndrăi să spun, cel puțin europene, și cu oameni de o competență extraordinară, care din nou și-au pus toată îndemânarea și toată imaginația la lucru, astfel încât am reușit să depășim un moment foarte grav și vă spun că lucrurile au fost într-adevăr o noutate și în acest domeniu, pentru că s-a aplicat un tip de terapie în această complicație care nu a mai fost descris până la momentul acela. Deci acesta a fost o noutate pentru echipa medicală din terapie intensivă. Deci, o echipă foarte largă de specialiști din laborator, din terapie intensivă, din clinică de hematologie, de pediatrie, din transplantul medular, din banca de celule stem, din transfuzii, din radiologie, din laboratoarele specializate ale institutului, au trebuit să lucreze împreună și au reușit să implementeze această terapie, care, de acum, fără discuție, va fi mai ușor de implementat în alte spitale, în alte clinici, pentru că acei colegi vor beneficia deja de expertiza din Funden și lucrurile vor fi mai ușoare. Acesta este un lucru de care noi cu toții suntem mândri. S-a deschis o nouă filă de istorie în cartea Fundenului și sperăm ca lucrurile acestea să continue. Dar în Institutul Clinic Funden, în anul 2022, cred că s-au făcut mult mai multe lucruri decât implementarea terapiilor CAR-T. În primul rând, deși cu toții ne-am confruntat cu două probleme anul acesta, pe lângă pandemia COVID, care evident că a mai slăbit în intensitate, dar a continuat să creeze probleme importante. A apărut și problema războiului, care este atât de aproape de granița românească. Au apărut mulți pacienți din Ucraina care au avut nevoie de ajutorul nostru. A trebuit să ne organizăm foarte rapid pentru a ajuta acești pacienți, pentru a avea oameni care să ne ajute cu traducerea, pentru a avea psihologi care să-i ajute pe acești pacienți să depășească momentele foarte grele. Au fost pacienți care au fost primiți în programele, inclusiv în programele de transplant. Deci a fost o nouă provocare la care, din nou, cred că Institutul Clinic Funden a răspuns cu un foarte frumos prezent și a reușit să se achite de sarcinile care au apărut. Foarte important, aș crede că este încercarea noastră de a aplica la foarte multe proiecte pe fonduri europene. Pentru că este evident, sursele europene sunt surse importante, trebuie să încercăm să le atragem, avem nevoie să modernizăm tot ceea ce înseamnă Institutul Clinic Fundeni și evident, dorința noastră și scopul final este acela de a avea o clădire nouă pentru Institutul Clinic Funden, o clădire care să corespundă cerințelor actuale, atât epidemiologice, dar și de dotare și de cazare și o structură mult mai flexibilă care să permită o internare a pacientului pe durate foarte scurte, mult mai multă activitate în ambulatoriu și în spitalizarea de zi, implementarea unor programe de screening care cred că sunt extrem de importante și care, de fapt, vor fi o șansă nouă pentru foarte, foarte mulți oameni. În acest sens, echipa de cercetare anul acesta a Institutului Clinic Fundeni a reușit să obțină un director științific și faptul că doamna cercetător științific gradul 1, deci doamna profesor Dima, a acceptat și a candidat și este directorul științific al Institutului Clinic Funden, cred că este un foarte important pas înainte în încercarea noastră de a organiza o structură care să se ocupe, pe de o parte, de cercetarea științifică care cu adevărat se desfășoară, cum ați spus și dumneavoastră, în această clădire nouă, extrem de importantă, care totuși împlinește anul acesta 10 ani de la deschidere, să spunem așa, de la primul pas. Dar nu numai atât, cred că este foarte important ca echipa de cercetare să coordoneze și toate aceste proiecte noi care încearcă să atragă fondurile europene. Și o echipă largă a muncit foarte mult, atât pentru a, să spunem așa, a finaliza primul proiect POIM, care a fost câștigat în urmă cu 2 ani, proiect care a
avut ca drept obiectiv adaptarea, să spunem așa, activității medicale din institut la pandemia COVID. Acest proiect este încă în derulare, a necesitat un efort foarte mare, atât din partea specialiștilor medici, dar și din partea echipei administrative. Pe lângă acest proiect este câștigat un proiect care încearcă să reglementeze câteva aspecte tehnice, să îmbunătățim condițiile de stocatoarele de oxigen, stocatoarele de azot, deci diverse aspecte tehnice care sunt extrem de importante pentru activitatea noastră. Și foarte important este faptul că am reușit să finalizăm proiectele cu care vom aplica la noile programe PNRR care vizează controlul infecțiilor. Și aici, foarte important, aș spune că avem drept obiectiv extinderea secțiilor ATI cu încă 10 paturi care să poată fi utilizate pentru situațiile epidemiologice cu risc și ne-am gândit evident inițial la infecția SARS-CoV-2, dar nu numai asta, pentru că de fapt știm cu toții ne confruntăm din ce în ce mai mult cu foarte mulți germeni multirezistenți sau chiar cei extrem de rezistenți, deci trebuie să găsim zone în care să acordăm o îngrijire specială acestor pacienți. Mai mult decât atât, încercăm să modernizăm stația de sterilizare a Institutului Clinic Fundeni, stație care este destul de veche, și încercăm să implementăm un laborator de microbiologie extrem de performant, pentru că în Institutul Clinic Fundeni, evident, activitatea medicală este cumva centrată pe pacienți cu imunodepresie importantă, pacienți la care riscul infecțios este unul deosebit și la care noi toți știm foarte bine că orice infecție poate fi cu o evoluție extrem de nefavorabilă. De aceea, accesul la teste foarte rapide și extrem de performante de microbiologie prin tehnici de biologie moleculară cred că este o necesitate pentru absolut toți specialiștii din institut și acest obiectiv sperăm să fie realizat în cadrul unui proiect la care am aplicat. Și de asemenea ne-am gândit că este foarte bine să încercăm să extindem, pe lângă spitalizarea de zi pe care o extindem în cadrul primului proiect POIM, încercăm să extindem și ambulatoriul, pentru că medicina viitorului este una care cred că va trebui să se axeze mai mult pe profilaxie, mai mult pe activitate în afara spitalizării continue, pentru că pacienții actual nu mai sunt pacienți care să poată și să dorească să stea foarte mult în spital și pentru acești pacienți noi va trebui să fim mult mai flexibili, să le putem acorda servicii medicale de înaltă performanță în condiții de ambulatoriu sau în condiții de spitalizare de zi. La zilele Institutului Clinic Fundeni, care vor începe pe data de 7 decembrie, vom avea și o zi specială dedicată celor 10 ani de excelență în medicina translațională. Această zi se va desfășura pe data de 9 decembrie. Și ca întotdeauna, în sesiunile care au fost gândite pentru aceste zile speciale, zile care încearcă să ne aducă împreună, să avem timpul și puterea de a povesti ceea ce am făcut într-un an, vor fi, evident, sesiuni destinate activității celor trei centre importante care își desfășoară activitatea în institut și mă refer aici la institut, la Centrul de Gastroenterologie și Chirurgie, la Centrul de Nefrologie și Transplant și Centrul de Hematologie și Transplant, evident, fiecare tip de transplant adecvat pentru patologia respectivă. Pe lângă aceste sesiuni în care specialiștii din institut vor prezenta cele mai noi realizări, cele mai noi tehnici pe care au reușit să le implementeze, cele mai noi rezultate și evident, vor împărtăși într-o manieră multidisciplinară
aceste noutăți. Va exista și o sesiune în care se vor prezenta proiectele în derulare ale institutului. Cred că este foarte important pentru toți colegii să știe care sunt posibilitățile și perspectivele de dezvoltare ale Institutului Clinic Fundeni. Iar ziua specială pentru medicina translațională va fi, evident, o zi în care dumneavoastră veți prezenta și toți colegii care lucrează în cercetare vor arăta de ce Institutul Clinic Fundeni este și un institut de cercetare și lucrul acesta cred că este extrem de important pentru noi toți. Probabil la sfârșit voi încerca să spun că efortul nostru final totuși trebuie să se concretizeze pentru a găsi soluția financiară, evident, de a crea o nouă casă pentru Institutul Clinic Fundeni. Cred că suntem destul de aproape de acest moment. Este imperios necesar, aș îndrăzni să spun, pentru ca specialiștii din institut și pentru ca pacienții institutului, pacienți, cum am spus, de obicei care au afecțiuni foarte grave și care necesită îngrijiri complementare, îngrijiri multidisciplinare, să fie toate lucrurile acestea să se desfășoare într-o clădire nouă, într-o clădire performantă, într-o clădire care să completeze, cum a spus dumneavoastră, acest mic oraș medical care este platforma Fundeni. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru acest parcurs foarte comprehensiv, să spun așa, al activității care se desfășoară pe această platformă, în mod particular în Institutul Clinic Fundeni, al cărui manager sunteți. Mi-aș permite odată să reiau foarte pe scurt parcursul istoric, pentru că l-ați menționat pe domnul profesor Dan Coliță și activitatea dânsului. Îmi pare rău că n-am putut să particip la ședința omagială pe care o merita din plin, cu toții cinstim memoria dânsului, dar aș vrea să spun cu ocazia asta că am fost alături de dânsul și de profesorul Arion. Eram director medical al Institutului pe vremea respectivă, la începutul anilor 2000, atunci când a demarat programul de transplant medular, și că atât cât putea direcția spitalului să ajute în conexiunea cu echipa de la Regensburg, toate transmisiile de la distanță și în toate vizitele pe care le-au făcut colegii germani și echipa din România acolo, m-am simțit implicat. De asemenea, sigur, după aceea, timp de mai mulți ani de zile, domnul profesor Dan Coriță a făcut parte din echipa care a condus Academia de Științe Medicale și din care am avut onoarea să fac parte și eu, și am fost alături în a încerca să construim proiecte științifice la acest nivel. Încă o mențiune, pentru că ați menționat-o pe doamna profesor Dana Tomescu și clinica de ATI. Sigur, ATI-ul s-a născut în Institutul Clinic Fundeni. Profesorul Litarczyk este cel care a înființat această specialitate în România și domniei sale, școlii care a format-o elevului și urmașului său, profesorul Dan Tulbure, le datorăm foarte mult. Revenind la prezent, ați menționat faptul că Spitalul Fundeni încearcă să dezvolte facilități, pe de-o parte, sigur, clădirile care sunt importante. E timpul la nivelul tuturor spitalelor din România să beneficiem de clădiri noi. Aș face comparația asta cu anul 2000, în care în sfârșit s-a rezolvat problema aparaturii medicale și foarte multe din cele care lipseau până atunci, datorită achiziției făcute de Ministerul Sănătății, au devenit disponibile. Acum ar fi rândul clădirilor. Clădirile sunt vechi, nu mai corespund, circuitele sunt depășite și e momentul unor clădiri noi. În același timp, e și momentul unei abordări de tip nou, pe care ați menționat-o, aceea și anume a faptului că bolnavul să stea cât mai puțin în spital. Pe de o parte, așa cum a spus, psihologic pentru pacient e mult mai bine să părăsească rapid spitalul și să ajungă acasă în mediul care este familia. Pe de altă parte, asta are și o conotație economică. Astăzi, dacă mă întrebați, una din modalitățile prin care aș fi putut începe emisiunea e până a vă întreba dacă mai puteți plăti facturile la energie și la căldură. Deci, problema economică devine acută. S-ar putea să devină și mai acută în viitor. Și atunci, mai ales în activitatea chirurgicală, se promovează foarte mult procedurile minim invazive, cele care permit bolnavului să
plece foarte repede acasă și, după cum știți, în clinica de chirurgie, de-a lungul timpului ne-am străduit să introducem astfel de procedee și prin laparoscopie și prin chirurgie robotică, atât cât a funcționat robotul Institutul Clinic Fundeni și să permitem acestor bolnavi să se externeze foarte repede, inclusiv din motive economice. Aș vrea totuși să vă rog să detaliați puțin terapia cu celule CAR-T la care v-ați referit. Ați spus că e terapie personalizată, ați explicat de ce mijloacele clasice ale oncologiei nu sunt întotdeauna suficiente, ce aduce nou tratamentul cu aceste celule T modificate. Noi am mai abordat subiectul în emisiune și cu doamna profesoară Alina Tănase. Totuși, pentru majoritatea celor care urmăresc emisiunea, poate să constituie o noutate și de aceea v-aș ruga să repetați în linii mari, în ce constă procedeul și ca indicații, poate chiar să ne menționați exemplu unuia din bolnavii pe care i-ați tratat. Da, este foarte bine să încercăm să explicăm. Într-adevăr, am primit, mai ales în primele săptămâni de la inițierea programului, într-adevăr, veneau foarte multe solicitări și pe mail-ul meu personal și pe mail-ul instituției, în care era evident că oamenii nu știau exact care sunt indicațiile, pentru că se solicita includerea în program pentru diverse tipuri de tumori solide, pentru care deocamdată această terapie nu este implementată. În primul rând, trebuie să spunem că în România este aprobat un produs de terapie CAR-T. Este un produs care este împotriva unui antigen CD19, antigen care se găsește pe suprafața limfocitelor B, astfel încât acest produs are pe momentul acesta în România două indicații majore: leucemia acută limfoblastică cu celulă B precursoare la pacienții copii și adulți care nu depășesc vârsta de 25 de ani. Și a doua indicație este de limfom malign non-Hodgkinian, de asemenea cu celulă B. Deci aceste două indicații doar pot fi acceptate pentru tratament și, evident, pentru rambursare din programul național, pentru că trebuie să știm, acest produs este un produs care are un cost important. Deci este foarte important pentru toată lumea să înțeleagă că este extrem de critic momentul în care pacientul este trimis la acest tip de procedură. Trebuie să fie un moment în care pacientul să beneficieze cu adevărat de această procedură. Indicațiile sunt în general formele refractare sau cu multiple recăderi după alte linii de chimioterapie și chiar pentru pacienții care prezintă recădere post-transplant. Acești pacienți însă vor prezenta probabil complicații mai mari determinate de acest mod de tratament. În linii mari, ce înseamnă pentru pacient procedura de terapie celulară? În primul rând, primul pas va fi acela ca el să fie considerat eligibil, iar în acest sens, medicul curant, care poate fi medicul curant de orice centru de hematologie sau de hematoncologie pediatrică din România, va completa un formular care va fi trimis unei comisii de experți, comisie largă de experți a Ministerului Sănătății, care va stabili dacă pacientul îndeplinește toate criteriile de eligibilitate pentru a fi inclus în program. Cu alte cuvinte, dacă are șanse ca acest tratament să fie util. Următorul moment va fi al prezentării la Institutul Clinic Fundeni pentru recoltarea de limfocite T, pentru afereza de limfocite T. Acesta este primul pas de la care începe procedura. Deci pacientul, fie că este vorba de un copil, fie că este vorba de un adult, se va prezenta la institut. Evident, aici sunt câteva elemente care sunt importante și pe care colegii noștri din țară care trimit pacienți le cunosc foarte bine. Este foarte important să se știe că față de ultima terapie pe care a primit-o pacientul,
Există un timp de așteptare specific. Spre exemplu, acest timp variază în funcție de tipul de chimioterapie pe care l-a primit pacientul, iar pentru unele forme de tratament, de exemplu tratamentul cu bendamustină, această recoltare de limfocite T trebuie amânată 3 luni pentru ca ele să poată fi utilizate pentru producerea limfocitelor modificate genetic, a CAR-urilor. Deci, în momentul în care pacientul este internat în institut, se va executa, evident, de către colegii noștri din terapie intensivă, se va monta un cateter venos central, prin intermediul căruia pacientul, cu ajutorul colegilor noștri din centrul de afereză, va fi conectat la o mașină și se vor recolta aceste limfocite T, care după aceea, evident, colegii din banca de celule stem, colegii din laboratoarele de flaucitometrie, vor verifica această calitate a limfocitelor T, dacă ea este numărul și calitatea lor, dacă este corespunzătoare, pentru a putea fi congelate și apoi trimise în laboratoarele din străinătate, unde acest produs celular va fi, să spunem așa, transformat într-un medicament. Procesul de pregătire a limfocitelor modificate genetic, proces care implică o inserție a unei gene care permite exprimarea pe suprafața limfocitului T a unui fragment de anticorp, ceea ce permite legarea specifică de limfocitul B malign, dar nu numai, și de limfocitul B matur al pacientului, durează undeva între 3 și 4 săptămâni, în funcție de disponibilitățile laboratoarelor de producție, pentru că trebuie să știți că și pacienții trebuie să știe că sunt puține laboratoare în Europa care realizează aceste proceduri, iar acolo există un timp de așteptare, pentru că la aceste laboratoare se trimit produsele practic de la toate centrele europene care realizează procedura de CAR-T. În acest timp, cât produsul celular este transformat în medicament, pacientul, evident, trebuie să-și continue cumva un program de chimioterapie mai agresiv sau mai puțin agresiv, funcție de statusul bolii, pe care îl cunoaște cel mai bine, evident, medicul curant, pentru ca pacientul practic să poată fi într-o stare clinică destul de bună, astfel încât în momentul în care se întoarce în Institutul Clinic Fundeni produsul biologic modificat, produs care este congelat și care ajunge în banca de celule stem, bolnavul să înceapă procedura aceasta de pregătire. Procedura de pregătire se numește terapie de limfodepleție. Este o nouă chimioterapie care conține două medicamente care au, de fapt, ca și scop distrugerea într-un număr cât mai mare a limfocitelor T ale pacientului, tocmai pentru a putea permite acestor CAR-uri modificate să acționeze și să-și facă treaba, ca să spunem așa. După ce se termină această procedură de limfodepleție, urmează, să spunem așa, ziua zero, ziua în care se administrează produsul biologic. Acel moment este foarte important pentru noi toți, pentru că este momentul în care începem să facem niște teste speciale de laborator. Și aici aș vrea să menționez eforturile deosebite pe care le-a făcut laboratorul de flaucitometrie, condus acum de doamna doctor Codruța Popa, care este o urmașă demnă a doamnei doctor Adriana Dumitrescu, pentru că tot vorbim de istoria Institutului Clinic Fundeni. Doamna doctor Dumitrescu este cea care a pus bazele laboratorului de flaucitometrie în Institutul Clinic Fundeni. Doamna doctor Popa, împreună cu colegii dumnei, doamna doctor Gheorghe și domnul doctor Șerban, au reușit ca într-un timp foarte scurt să implementeze o metodă de măsurare a acestor CAR-uri, metodă care nu este chiar foarte ușoară și nu este standardizată în niciunul din laboratoarele din lumea aceasta. Și dânșii au reușit o tehnică foarte, foarte bună și care s-a dovedit a fi foarte eficientă. Deci, în momentul, în ziua 0, noi începem să monitorizăm cum cresc aceste celule în organismul pacientului. Momentele critice în
Pot fi, începând cu ziua a treia și până la ziua a zecea, una dintre complicațiile cele mai redutabile ale terapiei cu limfocite modificate genetic este acest sindrom de eliberare de citochine, care poate apare începând din ziua a treia și poate pune probleme foarte serioase atât pacientului cât și echipelor medicale. Această complicație este și mai serioasă atunci când se efectuează procedura CAR-T pentru un pacient care a prezentat recădere post-transplant de celule hematopoietice, pentru că, practic, studiile au demonstrat că recoltarea de limfocite T în situațiile acestea sunt de fapt limfocite T care au provenit din grefon. Deci, practic, nu sunt limfocitele T ale pacientului, sunt limfocitele T ale donatorului. Pregătirea și relucrarea acestor limfocite este evident o modalitate prin care noi încercăm să refacem capacitatea grefonului de a lupta împotriva afecțiunii de care suferă pacientul, leucemiei acute. Și lucrul acesta noi l-am realizat la primul pacient pediatric tratat cu terapie CAR-T, pacient care efectuase în urmă cu un an transplantul de celule stem hematopoietice, transplant efectuat de asemenea într-un moment foarte avansat al evoluției bolii. Pacientul se afla practic la a treia recădere de boală. Deci era un pacient tratat în Institutul Clinic Fundent de mai bine de 5 ani, cu diverse linii de tratament. Complicația pe care a prezentat-o acest pacient a fost una de o severitate extremă. Pacientul a necesitat transfer în secția de terapie intensivă și, evident, suport major atât pentru funcția pulmonară cât și pentru funcția renală. Și atunci colegii din secția de terapie intensivă au avut curajul de a folosi o procedură de hemofiltrare cu un filtru special, care s-a dovedit însă salvatoare pentru pacient, pentru că a permis refacerea foarte rapidă a funcției pulmonare. Fapt care practic a dictat prognosticul favorabil al acestui pacient și este o bucurie pentru noi toți faptul că primul nostru pacient, repet, intens tratat în institut cu foarte, foarte multe protocoale terapeutice, pacient care a prezentat complicații extrem de grave, a fost intubat și ventilat mecanic 2 săptămâni în secția de terapie intensivă a Institutului Clinic Fundeni. Este în prezent la peste 7 luni de la procedură. Este un copil care merge la școală, joacă fotbal în fiecare zi și are o viață absolut normală. Și sunt convinsă că acest pacient, dacă am fi vorbit și am fi dat timpul înapoi cu, nu cu 20 de ani, ci doar și cu 10 ani în urmă, pentru acest pacient nu am mai fi avut soluții în momentul în care prezenta recădere după transplant. Deci, cred că asta este puterea cercetării, puterea științei, care, începând cu informațiile pe care le adunăm greu, foarte greu, cu diverse proiecte mici, care după aceea se concretizează în proiecte din ce în ce mai mari, care ajung să fie ulterior translatate în medicina clinică. Acestea sunt lucrurile care duc la schimbarea istoriei în medicină și implementarea acestor noi modele terapeutice este ceea ce deschide calea unor pacienți care sunt din ce în ce mai refractari la terapiile actuale și pacienți care practic vor avea o nouă șansă la viață cu ajutorul acestor terapii. O altă complicație extrem de importantă și care nu poate fi neglijată a terapiei CAR-T este complicația neurologică. Și aici, din nou, Institutul Clinic Fundeni beneficiază de o echipă de neurologi de excepție, echipă care a răspuns extrem de pozitiv la solicitarea noastră de a efectua un training particular pentru a recunoaște aceste complicații, care, din nou, sunt complicații absolut particulare acestui tip de terapie. Și colegii din Clinica de Neurologie au venit, au participat la aceste sesiuni de training
și au preluat bolnavii chiar dinainte de momentul zero al procedurii pentru a cunoaște foarte bine profilul neurologic al fiecăruia dintre ei, în special la copii, pentru a-i putea urmări apoi zilnic după administrarea terapiei celulare. Și profit de această ocazie pentru a mulțumi echipei de la neurologie, doamnei conferențiar Dulămea, doamnei doctor Elena Marin, pentru faptul că au înțeles și au fost extrem de pozitive în a deschide o cale nouă și în neurologia, să spunem așa, în onconeurologia pediatrică și cea de adulți. Da, deci vă mulțumesc pentru aceste lămuriri foarte utile legate de tratamentul cu celule CAR-T. În încheiere, aș vrea să ne reîntoarcem puțin la ideea centrului de cercetare, acestui centru de excelență în medicina translațională pe care l-ați menționat și cu ocazia sesiunii. Și, pe de o parte, ați arătat că în procedeile clinice, în introducerea celulelor CAR-T, la bază a stat cercetarea fundamentală. În tradiția istorică a Institutului Clinic Fundeni, cercetarea a fost întotdeauna o componentă importantă. De altfel, de la înființare, el a avut o clădire alăturată, acum e radiobiologie acolo, atunci era stație de cercetare. În momentul în care s-a înființat acest centru de cercetări, statutul lui, cum se întâmplă de foarte multe ori în România, n-a fost foarte clar, dar proiectul a fost un proiect al Institutului Clinic Fundeni. Institutele, prin definiție, sunt unități care fac și cercetare. În mod natural, el a rămas atașat de Institutul Clinic Fundeni. Mai mult decât atât, aș putea spune că a contribuit la acreditarea Institutului Clinic Fundeni ca unitate de cercetare, poate singurul spital clinic din țară care beneficiază de acest statut. Pe de altă parte, după cum ați văzut, în timpul pandemiei, Institutul de Cercetare s-a transformat rapid, cel puțin la nivelul unuia din etaj, în institut clinic, dacă vreți, adică a pus la dispoziție un spațiu de laborator extrem de necesar în acel moment spitalului pentru activitatea de testare COVID. Așa încât, după acești ani de experiență ca manager al spitalului, cum priviți integrarea unui centru de cercetare într-un mare spital clinic? Da, vă mulțumesc pentru această întrebare și profit din nou de momentul acesta pentru a vă mulțumi dumneavoastră și întregii echipe de la CEMT, care a înțeles la momentul zero al pandemiei faptul că trebuie să implementăm în laboratoarele extrem de performante pe care le are acest centru de cercetare în medicina translațională să implementăm tehnici de laborator. Deci eu cred că toate spitalele din lume și noastră ați spus foarte bine lucrul acesta, toate spitalele mari, toate institutele mari, toate universitățile mari ale planetei cumulează partea de cercetare fundamentală cu partea de cercetare clinică și cu partea de activitate medicală. Și cred că aceste trei tipuri de activități practic nu pot fi separate. Și pentru Institutul Clinic Fundeni, institut care derulează programe terapeutice de înaltă performanță, nu cred că este posibil ca să se desfășoare această activitate fără o activitate de cercetare fundamentală și cred că este extrem de important ca să ne implicăm. Cred că este lucru de care probabil colegii noștri mai tineri au foarte mare nevoie. Cred că este esențial ca noi să le acordăm șansa de a lucra în România, în institute în care să se poată realiza cercetare fundamentală. Foarte mulți sunt interesați de acest aspect, pentru că cercetarea fundamentală va fi cea care va putea duce la noi și noi soluții terapeutice. Eu personal cred că trebuie să facem toate eforturile pentru a consolida această structură de cercetare și cred că primul pas a fost acesta prin numirea doamnei, numirea, câștigarea concursului, scoaterea la concurs a postului de director de cercetare. Și cred că din poziția aceasta, având un director de cercetare, cred că structura de cercetare a Institutului Clinic Fundeni trebuie să fie din ce în ce mai bine consolidată,
Pentru că știm cu toții, nu poți să fii în același timp și cercetător foarte bun, și clinician foarte bun. Și cred că este foarte important ca noi să încercăm să avem oameni care să lucreze dedicat pentru cercetare, care să încerce să finalizeze aceste proiecte, unele mai mici, unele mai mari. Trebuie să angrenăm toți doctoranzii pe care îi avem în institut. Și, de asemenea, proiectele postdoctorale trebuie să le ducem în această zonă a cercetării fundamentale, pentru că suntem o nație care, știm foarte bine, suntem foarte talentați ca medici. Cred că suntem foarte talentați și ca cercetători. Dar, din păcate, cercetătorii din România, pentru că nu au avut în România, să spunem așa, baze în care să-și poată încerca aceste idei inovatoare, foarte mulți dintre ei au plecat în străinătate. Și dumneavoastră știți foarte bine foarte multe nume și eu am foarte mulți prieteni care nu au putut să facă cercetare în România și o fac extrem de bine în străinătate. Cred că pentru generațiile noi suntem datori să încercăm să-i ținem aici în țară, să încercăm să le valorificăm inteligența și ingeniozitatea și să concretizăm aceste structuri de cercetare care trebuie să înceapă cu cercetarea fundamentală, pentru că aceasta este cea fără de care niciodată nu va ieși nimic nou și nimic interesant. Da, mi-aș permite să spun eu câteva cuvinte în încheiere. În același timp, în centrul respectiv, pe lângă faptul că în situația acută a pandemiei a fost adaptat un etaj întreg pentru testări de laborator, în același timp se desfășoară și activități didactice. Sunt studenți, sunt rezidenți care învață acolo. Sunt simpozioane care se desfășoară, deci activitate științifică. E o activitate deosebit de complexă. În același timp, legat de motivația cercetătorilor români de aici, există deja o colaborare cu cercetători din străinătate pe care o cunoașteți foarte bine, prezența doamnei profesor Sarah Ferber din Israel și mai ales a profesorului Dan Duda, care va fi prezent și cu ocazia sesiunii științifice, dă un plus de valoare. Deci noi am încercat să ne străduim să aducem nivelul cercetării la nivelul internațional actual, ca să nu pierdem timp, mai ales tinerii n-au răbdare, ei vor să fie de la început, la nivelul de vârf și am încercat să aducem acel nivel de vârf aici în România. Vă mulțumesc foarte mult, a fost o discuție foarte interesantă, vă doresc succes la sesiunea științifică și bineînțeles succes în activitatea de conducere a Institutului Clinic Fundeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și eu mulțumesc, domnule profesor, și succes și noastră pentru creșterea activității în CEMT. Avem nevoie de lucrul acesta. Mult succes! Thank you.